Federațiile naționale ale transportatorilor privați autorizați sprijină demersurile operatorilor din Galați către autoritatea locală pentru a prelungi actualul program de transport. Operatorii locali privați din transportul urban se văd nevoiți să încheie perioada contractuală fără amortizarea microbuzelor achiziționate, ceea ce ar pune în situații delicate dacă vor intra în licitația prevăzută pentru anul 2015. Au auzit comentarii că nivelul redevențelor noastre este nesemnificativ. Sunt totuși 7 miliarde de lei. Cum pe a care... fost, de fapt, stabilit nivelul acestei redevențe? Printr-o procedură nu tocmai ortodoxă. Nu. Și total ilegală. A fost introdusă ca și criteriu de partajare între noi. Și pur și simplu ne-am bătut ca să oferim mai mult primăriei pentru a putea să avem acces la unul din trasee. Am făcut o investiție acum 5 ani. Ea nu s-a amortizat încă. De deci ce? Încă, pentru că conform legilor fiscale, amortizarea nu o poți face cum vrei tu. La o anumită valoare a investiției, ea se eșalonează pe mai mulți ani, pe 3 ani, pe 5 ani, pe 7 ani, dacă este o investiție mai mare, chiar pe 20 de ani. Deci e necesar acel termen care noi trebuie să funcționăm măcar până la amortizarea investițiilor. Și colegul meu avea perfectă dreptate. Eu chiar astăzi am constatat că unele leasinguri mie mi se închid undeva în luna 6, luna 7, vorbim de luna iulie. Anul 2015. Anul 2015 și chiar nu este corect pentru... Efortul care l-am făcut acum 5 ani de zile să contribuim la bunăstarea urbei noastre, să nu putem beneficia de această prevedere de altfel legală. Operatorii privați cer ca actuala structură a programului de transport să fie păstrată și eventual completată cu extinderi de trasee și simultan să se facă dezbaterea noii strategii de transport public în municipiul Galați. Strategia va fi ajustată după normele europene care cer eliminarea subvenției pentru societatea publică, contractele să fie încheiate pentru perioada medie de amortizare a parcului, controlul financiar să se facă prin sistemul de ticketing și introducerea facilităților de transport să se facă individual pe suport electronic. Ei susțin că oferă servicii bune pentru circa 50.000 de călători zilnic și activează după tendințele moderne de structurare în parteneriat public-privat a transportului urban.